mult timp în urmă, pe o parte a pământului încă necunoscută de omenire, trăia odată un mare vrăjitor, Merlin. El avea doi fii, Lazar și Mordack. Erau frați, dar în ciuda acestui fapt, difereau mult unul față de celălalt. Vrăjitorii nu arătau cu nimic mai ieșit din comun decât oamenii, doar că erau înzestrați cu puteri supranaturale, puteri ieșite din comun. Ei se respectau unul pe celălalt, nu se certau, nu își spuneau minciuni. Cât despre Mordack și Lazar, ei sunt un caz aparte. După moartea tatălui lor, averea, pentru că rege fusese el, a intrat în posesia lui Lazar, deoarece era mai în vârstă. Mordack însă era dezamăgit, dar i-a fost permis să rămână în palat. I-a fost dată cea mai mare și mai confortabilă cameră, cel mai bun pat, condiții demne pentru un rege, dar nu i-a fost de ajuns. Ranchiuna lui față de fratele său a crescut. S-a decis să descrie toată această ură într-un jurnal. A început să scrie. N-a fost văzut mult timp prin castel. Cu timpul a început să se poarte chiar ciudat. Ce te-a apucat, Mordack? N-ai fost niciodată așa. Eviți pe toată lumea și te izolezi în cameră. Ce s-a întâmplat cu tine? Nimic. Ei, Mordack, văd că te frământă ceva. Mie poți să-mi spui adevărul. Nu! Lasă-mă în pace! Lazar nu l-a mai scodit. Dar bănuiele avea el, asemenea multora din castel, asupra adevărului nerostit. Începuse să-și facă griji din cauza fratelui său. Mordack se purta din ce în ce mai ciudat. Întunericul începuse să-l devoreze. După multe nopți nedormite, a terminat de scris. Îmi doresc moartea lui Lazar. Acestea erau cuvintele cu care se încheia jurnalul. Într-o noapte, Lazar s-a furișat în camera fratelui său pentru că era sigur că ascundea ceva. Nu a căutat mult până a găsit jurnalul sub patul acestuia. L-a luat și la lumina unei lumânări a început să citească. Grozăviile ce erau scrise acolo l-au șocat. După citirea ultimelor cuvinte, a luat o decizie. Trebuie să pun capăt nebuniei acesteia. Așa deveniseră cei doi frați, Caulel și Apa. Lazar nu îndura să vadă cum fratele lui este devorat de întuneric. Suferea din cauza asta. Cu toate că el își iubea fratele, decizia luată a avut consecințe grave și și-a lăsat amprenta. Așa s-a evitat o bătălie între cei doi vrăjitori cum nu s-a mai văzut. Ura lui Mordack față de Lazar se aprinsese și mai puternic, schimbându-se în furie. Voința lui de a câștiga cu orice chip era tot mai mare. Amândoi s-au luptat din răzputere. Într-un final, după o bătălie lungă și o noapte însângerată, îi dă obosire și căzură la pământ. Înainte de moartea sa,
Lazar l-a iertat și l-a binecuvântat pe Mordack și astfel și-a putut da sufletul în pace lumii a treimii. Însă Mordack l-a blestemat pe Lazar. Cine vrea să moară, dacă a scris o parte din suflet în jurnalul scris de el. Numai el știa asta și nimeni altul. Așa a devenit Mordack unul și același cu jurnalul. De-a lungul anilor, jurnalul a fost găsit și pierdut de multe ori. Cine îl găsea nu mai era stăpân pe propria persoană, ci Mordack era stăpân pe el. Cu timpul a ajuns la un anticar. L-a găsit îngropat în pădurea de lângă orășelul în care locuia. L-a dus acasă, l-a curățat și l-a pus pe raft lângă celelalte cărți. Dar, oricât de frumos, oricât de prețios și de vechi era acel jurnal, nu l-a făcut pe colecționar mai fericit. Dar atunci s-a întâmplat ceva diferit. Ceva ce avea să schimbe totul.
Hei! Așteaptă! Hei, Mark! Bunul meu, Mark! Parcă m-a agitat azi. Ce s-a întâmplat? Nimic. Ești sigur? Da. Dacă așa crezi tu... Apropo, Pete ce mai face? Este bine, acasă. Știu că a fost ocupat în ultima vreme și mă gândeam să văd cum mai e. Oricum mergeam în aceeași direcție. Te conduc eu dacă dorești să-l vezi. Foarte bine, atunci să mergem amândoi, hai. Hei, apropo, ce-ți mai face nevasta, știi? Eu n-am nevastă. Ești tot timpul așa de singur. Mm-hmm. Nu sunt tot timpul așa de singur. Lasă-mă. Hei, Peter! Pete, cum mai ești? Nu m-aș spune să te găsesc aici, în grădină. Ce mai faci? Stau cu toate treburile mele și încerc să-mi găsesc puțin timp liber. Ar trebui să te mai liniștești. Nu toți s-au născut geni, știi și tu prea bine. Știu. Cu Mark ce s-a întâmplat? Pare foarte agitat. Nu știu. Exact asta am vrut să te întreb și eu. Am văzut că se comportă destul de bizar. Thank you.
mesajul finalul în mâinile lui. Va încerca să-l citească, dar tu nu-l vei lăsa. Vei vedea că în curând ți-l va cere, dar tu nu-l vei lăsa. După tine va veni atunci când îl vei aduce. Ești mai folositor decât acel anticar? Lovește! Adu-mi jurnalul! Ziua următoare, relația dintre cei doi era din ce în ce mai rece. Mark nu-și mai lua în seamă fratele și devenea tot mai antipatic. Pete îl privea pe ascuns și se întreba ce s-a întâmplat cu fratele său. Mark stătea foarte des în cameră și nu se oprea din răsfoituri jurnalului. Tot în acea zi, când Mark era plecat de acasă, Pete a mers în cameră să vadă ce ascunde fratele său. A început să caute atent și să verifice fiecare colțișor. Într-un final a găsit jurnalul. Se tot întreba ce este cu această carte misterioasă din camera fratelui său. Cartea pe care fratele său o avea în tot acest timp era ascunsă chiar în spatele patului într-o cutie. Acesta lua jurnalul și început să-l răsfoiască, până când... Nu! Stai! Mark, ce e asta? E doar o carte. O carte despre ură. Și de ce ai ține tu o carte în spatele patului? Nici nu-ți place să citești. Nu te ameseca în ceea ce fac eu. Este doar a mea. De ce? De ce te atrage așa de mult? Haide, Mark, văd că te frământă ceva. Mie îmi poți spune adevărul. Te pot ajuta să scapi de această povară. Dă-mi cartea. Dacă curânții îl va cere. Dă-mi cartea. Nu! Nu o păstrez. Vreau doar să te ajut. El nu este Mark pe care îl cunosc eu. Ziua morții tatălui meu a fost începutul unei noi împărății. Lazaar devenise moștenitor. Mă simțeam părăsit, ignorat și abandonat. Tot ce a rămas înăuntrul inimii mele era un gol. Mă macină și acum gândul că nu pot face nimic. Lazaar este cauza durerii pe care o simt că nu sunt amar. El m-a transformat în ceea ce sunt acum. El este scopul pentru care eu trăiesc. Ochii mei nu mai pot vedea de iarna. Îmi doresc moartea lui Lazaar. Mark! Mark! Haide, Mark! E târziu! Grăbește-te! Haide! Vino! Haide!
Mark? Se grăbește așa. Iar cartea aceasta îmi pare foarte cunoscută. Poftim? Tu vorbești serios? Mă tem că da. Dar de ce ar face asta? Nu am nicio idee. Așteaptă aici. Revin imediat. Unde mai exact? Parc. Ceva îmi spune că acolo a început totul. Stai. L-am mai văzut pe omul acela. Dan. Unde l-ai văzut? Alerga aici. Părea speriat. Nu se uita pe unde fugea. Și a dat peste mine. Dar când l-am ajutat să se ridice, am observat că avea o carte exact așa lui Mark. Stai așa, de unde știi că Mark are o carte? Încă n-am terminat. Când m-am întâlnit cu Mark și am spus că voi merge la tine, pe lângă că era agitat și neliniștit, am observat că ascundea această carte la spate sub haină. Nu l-am mai întrebat nimic de atunci. Dar mai este ceva ce tu nu știi. Cum a ajuns la tine? Asta nu are importanță acum. O să-ți explic mai încolo. Să vorbim cu el. Poate știe ceva ce noi nu știm. Hei! Mă auzi? O mai ții minte? Tu ești acea persoană cu cartea aceea. Jurnalul? E un jurnal? Cui aparține? E un jurnal vechi. Îi aparține unui vrăjitor care a trăit cu mult timp în urmă. Le poți spune cum l-ai găsit? L-am găsit acum 3 ani într-o pădure. Era îngropat la trunchiul unui stejar bătrân. Nu știu cine și de ce l-ar fi pus acolo, dar fiind un anticar, era o piesă numai bună pentru colecția mea de cărți. Așa că l-am luat, l-am curățat și l-am pus pe raft. Era cea mai frumoasă și cea mai veche piesă a colecției mele. În ciuda acestui fapt, nu eram mai bucuros. Ba dimpotrivă, mă întrista. Mordack deținea controlul asupra mea. Mordack, dar înainte spuneai că a trăit acum mult timp în urmă. Într-un sens, adevăr am spus, dar în alt sens, doar o parte este adevărată. El și-a transpus jumătate din sufletul său în acele pagini ale urii. Paginile urii? Și-a transpus sufletul? Ce vrei să spui? Nu este doar un jurnal comun. Este o ascensiune a ranchiunii lui Mordack pentru care trăiește. Fiecare cuvânt citit îl face mai real. Ura cumplită care, cu trecerea timpului, a devenit el, este ranchiuna lui față de fratele său, Lazar. Mordack este unul și același cu jurnalul. Mordack dorea să-i duc jurnalul. Să-l duc departe, undeva unde își putea revendica puterile și, cum inima și mintea oamenilor pot fi ușor seduse, i-am dat ascultare. Am luat jurnalul și am plecat, dar nu s-a întâmplat totul așa cum plănuise Mordack. Pe drum l-am scăpat din mâini,
Nu știam de ce mă simțeam eliberat de povara pe care o purtam, dar eram nespus de fericit. Cu timpul mi-am dat seama, dar jurnalul își găsise deja alt cititor. Pe Mark. Trebuie să ne grăbim, până nu e prea târziu. Ne poți spune unde ducea jurnalul? La celălalt capăt al pădurii, acolo unde a fost găsit întâia oară. Stai! Ce s-a întâmplat? De ce ne-am oprit? Mark, ești într-un pericol foarte mare! Hai spune odată, de ce ne-am oprit? Nu suntem singuri. Nu-mi spune că e... Bănuiesc că e el, dar sper să nu am dreptate. Tu du-te în față și caută-l pe Mark. Unde ești? Jurnalul este doar al meu. Este doar al meu și a nimănui altcuiva. Mark! Mark! Mordack vrea să-i duci jurnalul! Cine este Mordack? Despre ce vorbești? De ce? De ce faci toate astea? De ce nu ne lași în pace? Tu întrebi de ce? De ce nu vă las în pace? Cred că îți pot explica. Totul a început cu moartea tatălui meu,
a fost un mare rege, mai marele vrăjitorilor. Era înțelept, dar ultima sa alegere a fost una care a adus o transformare drastică, care și-a lăsat amprenta în viața mea. Pentru o clipă am crezut că a fost dragoste, dar prin lăsarea moștenirii sale lui Lazar m-a abandonat. Singurătatea pe care o simțeam înăuntrul inimii mele era tot mai mare și se transformase într-o ură de neimaginat. Ură pe care am păstrat-o într-un jurnal. Dar nu mi-a fost de ajuns să-mi potolească ranchiuna. Vroiam să-l omor pe Lazar. Chiar dacă drumul meu diferea în totalitate de cel pe care el l-a ales, bătălia era inevitabilă. Într-un final am izbutit în scopul pe care l-avusesem, dar Lazar era puternic. Din cauza asta am ajuns ceea ce sunt acum, slăbit și lăsat de puteri. De asta am nevoie de cineva să-mi găsească jurnalul și să mi-l aducă, iar acum, după mulți ani, l-am găsit. Dar jurnalul tău nu este la Mark. Mordack deține controlul asupra ta. Jurnalul nu este la tine. Este la Dan. La Dan? Dar cum a ajuns la el? Mark! Totul s-a întâmplat atât de repede. Exact asta am simțit și eu când tatăl meu a murit chiar în fața ochilor mei. Și așa a luat naștere ostilitatea. Pentru că odată ce învățăm dragostea, trebuie să îndurăm și riscul urii. Dar până la urmă, dragostea va dispărea și vor rămâne doar durerea și antipatia. Încetul cu încetul se vor transforma în ură. Cartea! Nu lăsa să ia cartea! Thank you.
Mordack este unul și același cu jurnalul. Mark! Ești bine? Spune ceva. Unde mă aflu? Jurnalul! Ce s-a întâmplat cu jurnalul? E chiar acolo. Foarte ciudată. Jurnalul a dispărut. Ce crezi că înseamnă? Nu știu, dar a dispărut și pelerina. Oricum, locul lor este aici. Vino, trebuie să mergem. Ooh.
lemon drops high above the chimney top. That's where you find me, oh, somewhere over the rainbow. Bluebirds fly and the dream that you did to, oh why can't I, oh, someday wish upon a star, wake up with the clouds are far behind. Be where trouble melts like a lemon drops, high above the chimney top, that's where you find. The dream that you dare to, why?